De 3 ani, școala gimnazială numărul 10 Suceava coordonează la nivel de parteneriat și implementează proiectul Erasmus+, intitulat STEAM by STEAM, adică strategii de predare și de educare a elevilor pentru stimularea învățării folosind conceptul STEAM, știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică. În perioada 23-27 mai, ultima activitate de învățare transnațională a fost găzduită de instituția parteneră din localitatea Ostra. Instituția gazdă a oferit participanților adevărate lecții de educație prin și pentru cultură, tradiții, obiceiuri bucovinene. Școala 10 este o școală extraordinară, care a avut și are directori pe măsura lor. Noi am fost implicați și noi cât am putut, am încercat să facem față, să ne ridicăm la nivelul lor, să ne ridicăm la nivelul partenerilor și a școlilor pe care le-am vizitat. Și așa că ne-am bucurat de această oportunitate pe care am valorificat-o și vom valorifica în continuare în procesul instructiv educativ din școala noastră. Cea de-a cincea zi a întâlnirii a cuprins și manifestarea intitulată STEAM, dezvoltarea abilităților de viață, o conferință cu participare europeană găzduită de școala gimnazială numărul 10, care a avut atât scop de diseminare și de valorizarea proiectului, cât și de împărtășire de experiență și bune practici în ceea ce privește educația pentru dezvoltarea abilităților de viață. Organizată în cadrul proiectului Erasmus+, STEAM by STEAM, de care școala noastră coordonează de 3 ani, pentru că așa a fost situația care ne-a onorat. Până pe cea de-a treia ediție, prima a fost în anul 2020, organizată de școala noastră, s-a numit STEAM, abordări didactice inovative. Cea de-a doua s-a desfășurat online, am întâlnit, s-a numit STEAM, inspirație și motivație în educație, iar cea de-a treia, adică aceasta, a fost și a participat la această conferință colegii noștri din proiect din Lituania, Bulgaria, Portugalia și la școala noastră. Ne bucură prezența reprezentantului de grafă școala Organizația Socială, doamna Sfântului Laura, doamna inspector Dora Zucea. Acesta este un proiect de parteneriat strategic finanțat de Comisia Europeană, având o valoare totală de peste 180.000 de euro. Acest grant este distribuit între școlile partenere, școala gimnazială numărul 10 și școala gimnazială Ostra. Ambele școli din România, precum și altor 4 școli din Lituania, Portugalia, Bulgaria și Grecia. Scopul acestui proiect este creșterea motivației elevilor din instituțiile partenere de a învăța, materializată în îmbunătățirea rezultatelor școlare ale acestora, folosind STEAM ca modalitate de dezvoltare a abilităților esențiale de viață. Vreau să vă urez bine ați venit, cum se vine mie astăzi onoarea, să vă spun welcome in our school. Conceptul de STEAM este foarte drag din noastre, așa cum ați văzut, sunt mai multe proiecte pe care școala le-a dezvoltat. Sperăm ca, dezvoltând abilitățile copiilor noștri, gândirea creatoare și critică, să formăm viitori lideri ai comunității viitoare. Vă spun bine ați venit, sperăm să petrecem împreună un timp foarte plăcut și mai ales eficient. Și să plecați de aici inspirați și să duceți în școlile dumneavoastră experiențe pe care să le împărtășiți cu dumneavoastră colegi. Transmit cuvântul de felicitare al domnului inspector școlar general adjunct, profesor dr. Petru Crăciun, care regretă faptul că nu este astăzi alături de dumneavoastră, cunoscându-i performanțele în domeniul de activitate, de specialitate. Domnul profesor este un profesor reputat de fizică și știți că a dezvoltat în Suceava Olimpiada de Astronomie și Astrofizică cu care ne lăudăm. Cred că prezența domnului sale aici a fost foarte bine, foarte bine venită. Așadar, sunt onorată că pot să transmit salutările domnului sale către toți. Cu, să spunem, un cuvânt
special oaspeților de departe. Am să continui foarte scurt, spunând că eu sunt profesor de matematică și în această calitate am venit cu mare interes pentru a vedea ce ați reușit să faceți în acest proiect. Îmi doresc ca matematica pe care o predau acum elevilor să devină mult mai atractivă și îmi doresc ca atunci când voi ieși din sistem să aflu de la elevii mei și nu numai că au aprecieri pentru importanța matematicii și că matematica nu este un obiect greu. Cunosc rezultatele și Suceava de foarte mult timp, dar în acest an școlar, în calitate de inspector de rectoria, am avut posibilitatea să le fiu aproape și dânsii ne-au fost aproape în continuarea demersurilor care le-a realizat în învățământul de cea mai mare calitate, un învățământ modern, o calitate a educației care școala se întrește. Felicitări în mod